Sunt ultimele informații care au venit din partea autorităților. Iată datele, vorbim de 1527 noi cazuri de îmbolnăvire la 25254 teste efectuate în ultimele 24 de ore, 48 decese în ultimele 24 de ore, 28 bărbați, 20 femei, în total 4360 decese de la începutul pandemiei până acum. Iată și numărul persoanelor declarate vindecate, 88235. Cu acest detaliu, spun autoritățile, cifra reprezintă numărul total de persoane vindecate de la începutul pandemiei și a rezultat ca urmare a revizuirii și actualizării datelor de către Ministerul Sănătății. Sunt ultimele informații care au venit din partea autorităților române, cu mențiunea că cele mai multe cazuri noi sunt în București, 171, Iași, 91 și în județul Dolj avem 77 de cazuri. 447 români internați la terapie intensivă și peste 1500 noi cazuri de îmbolnăvire. Coronavirus la nivel mondial, datele arată în felul următor. Avem peste 30.300.000 de cazuri în lume, iată peste 22.000.000 de persoane vindecate și numărul deceselor peste 950.000. Cele mai multe cazuri în America. America se apropie de 7.000.000 de cazuri, India peste 5.200.000 de cazuri, Brazilia se apropie de 4.500.000 de cazuri.